A venit băieți, dar n-au este mata, băi. Mamă, cu putere, băi. M-ai găsit? Nu știu. M-a găsit, nu m-a găsit, te uite, mă. Băi, ce fac, mă, cățuțule? Vă salută, fratele Conacu, și bine ați venit la un nou vlog Uleanu, alături de fratele Uțianu, alături de demonul Mystic și alături de trupii. Nu știu că se văd de-aia spate. Chec. Astăzi mergem la Căduțu. I-am promis lui Cătălin Talent că mergem la el. Mergem la Cătălin Talent, frate. Băi, deci fiți atenți aici. Am făcut vreo oră și ceva până acum, am mâncat aici pe la voastră. Am ieșit după autostradă, suntem în... Unde suntem aici? Slobozia, unde suntem aici? La Mioveni. La Mioveni. La Micești. La Micești. Lângă Micinei. La Micinești. Uite, mă, Micești. Asta am văzut pe ăla. Câmpul lung 47 de kilometri, să mă bată mama. Hai mă să vorbim un pic, vreau să facem o discuție, da, guys? Băi, de ce ne-am hotărât noi să mergem la Cătălin Talent, la ziua lui Cătălin Talent, să ia zic tu? De ce mergi puții la ziua lui Cătălin Talent? Da nebun. De ce mergi domnul Andru la ziua lui Cătălin Talent? Nu vreau să apară treaba asta. Trupi, hey. De ce livrezi pâine? Degeaba. Trupii să dă livrator la papetărie și el trimite japoneze la babele alea care fac pomeni.
știe toate pomenele până într-un an ce să dă, cum să dă. Dar tu de ce vrei la Cătălin Talent? Eu merg la Cătălin Talent pentru că vreau să transmit un mesaj. Au. Și pe această cale vreau să vă transmit, dragilor și telespectatorilor noștri, tot un mesaj. Jos ranga, stop violența! Hai să luăm, băieți, un sol major sau un fa minor pentru Cătălin. Hai! Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani. Eu propun dubla a doua, că s-a plecat bine. Hai, băieți, să ne simtem bine, luăm un fa minor, capul piscului. Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, mare de palme. Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Tarararam, tam, tarararam. Filmăm toți pentru Cătălin Talent, e ziua lui. Am venit cu ăsta, cu ăla și cu ăsta la alt. Cu ăla și cu ăsta și cu ăsta la alt. Se face în ziua mea. Noi acum întrebăm unde este Cătălin Talent, că am ajuns prea mult. Am ajuns la mitin, că s-a terminat. Ia-o pe asta. Strada Ion Brătială, bagă-l pe al tău. Unde era, mă, ăsta, mă? Strada aia de întrebări. Uite aici. Unde? Uite aici. Ba. Poți să iau pe aici? Stai un pic, frate. Nu știu cu orientare. Unde, mă, stau să mă arăt? Dreapta, dreapta. Fă dreapta. Uitați-l pe demon. E mare, rău, trup e mic. Nu o dați cu trup. Moară să fac. Ce dracu mai e aia pe tine? Leșinat ai? Băi, am închis mașina, mă? Aveați geamul deschis în spate? Nu. Știu noi de la București. Mamă, ăsta e bloc 6, aici. Nu-l băgați în seamă pe trup. Da. Unde? În spatele blocul ăsta. Păi mă, cum o iau așa? Hai, du-mă tu, mă, că ai ajutat ăsta. Și cum, unde? Pe la parter? Cum? La parter. Dacă nu-i patezi la geam. Nu, unde geamul? Uite, băi, era pe principală, mă, ești nebun. Am mai venit pe acolo. Da? Până i-am dat un pumn în gură, nu m-am mers pe el. Uite, mă, ușa deschisă, mă, pe balcon. Mă, te auzi ce ai zis, David? Ia zi. Asta e geamul? Nu știu. Aici la palat? Pa, ma! Puștele! Sau poate fi aici, la geamul ăsta. Hai că m-ai adus să moară Gigi. Ia stăm așa. Aia e scara B, băi, aia e scara C. Dar s-auzea o gălăgie ceva dacă era. Mă, 55. Bloc 6 de apartament 6, mă. Ăsta e apartamentul 6. Păi ăsta ce bloc? E pe scara A, frate. Ăsta e bloc 6. Că apartamentul 6 e pe scara A, clar. Bloc 6, apartamentul 6. Hai că nu intrăm aici. Și bate la ușa de aici. Bate, bate la ușa. Dacă zici că stă la parter. Bă, stă la parter, mă. Ia, ia. Mamă, ce frică. Unde stă? Nu e ăsta. Nu e, băi, nu e. Băi, mai ce? Nu ce zici? Zi-mă să iasă afară din casă. Nu e, mă, uite, e pe un balcon cu iure, uite. Cred că e spate cu aia. Băi, ce? Trebuie să ai un balcon pe aici. Bă, asta e scara B, nu ne trebuie ce eu, mă, frate, de ce următoarea? De ce următoarea? E tipul lateral altul de bine.
ne conduce trupii către Cătălin. Hai. Ăsta e bloc 6, frate, scara 5. Uite acolo, unde are profele alea, hai să vedem. Acolo stăm. Hai, scoate. Hai, uite-l, uite-l pe Cătălin. Unde, magazinul ceva? A venit băieții, dar n-au este bata, băi. Hamă, cu putere, băi. M-ai găsit? Nu știu. M-ai găsit, nu m-ai găsit, te uite, mă. Băi, ce fac, mă, cățuțule? Îți mai fac un raid? De ce ești așa? Sunt aia ca așa, emoționat. Ai fost emoționat? Emoziasmat. Vreau să mă duc și eu să... Zi-mi și mie un magazin ceva pe aici. Păi și ce e acolo sus, la Mateaș? E o parcare mare care poți să faci și un vlog. Mergem acum sau cum? Păi mergem acum, de ce? Aveai nevoie de magazin? Nu, mă, vreau să cumpăr și eu ceva, da. Lasă-l, mă, să mânci și el tortul. Păi da. Și după aia. Nu, nu trebuie, mă. De ce, mă? Că e magazin închis, e nu știu să mă, sub Cristos. Dă-o cu el, băi. Păi nu, băi, e sărăcie, mă. Nu, mă, lasă că în drum găsim, trebuie să găsim ceva. Deci am venit de. Păi trebuia să cumpăr și vă o găleată de ciment și... De ce? Ca să mai facă prin casă. Să fac alee. Nu mi-a răzut și nouă, nu mi-a ce fac. Hai, da, filmezi tu? Ce? Vrei să vezi eu? Dacă vrei să vezi, apeși pe. El este blondul, așa are 4800 și el este de... Ce fac, mă, Denisule? Stăm în autobuz acum. De ce au venit la zi? Se oprești la... București. Două Timișoara. Noi din Timișoara. Cât ai făcut pe drum? 5 ore. Mă ține? Eu înseamnă cu 200 de kilometri. Oh, ține la mine, bă. Ah, adică nu mai e, mă? Păi 4-500 de kilometri. Așa cum cu 200 sunt mai prost. Dă și mie ceva acolo, îi pune mâna pe mine, zi, mă, și tu. Ce nu mai vreau? Da, 2000. Nu-ți place? Hai, mă, lasă-mă, că data viitoare mă revanșez. Eu vin la voi. Eu vin la voi. Mamă, bă, mă, ce că mă gândeam? Sec. Ce stai, mă, Cătăline? Prezent? Bă, stăm tot de ăsta, Cătăline. Bă, Riesling italian, nu termin. Bă, păi și cum fac, mă, frate? Bă, și mai prău și... Ia, vedeți-mă pe beții, fiecare cu stic la mână. Ne-a dat Cătălin. Am venit la Cătă. Așa? Da, mă, ce poți să mai zici, mă, de un om, bă, cu aia? Stai un pic așa, deci, am venit la Cătuțu ca să îi urăm la mulți ani. Am venit direct, nu ne-am mai oprit să ne cumpărăm nimic. Și el ne dă câte o sticlă de vin la toată lumea. Nu numai nouă, măcar Adria, la toată lumea. Și Adria ne-a servit. Ne-a servit cu cola Adria, nu? Da, dar da, tortul l-a lăsat în casă, frate, eu nu mai... Nu prea e frumos, da. M-am supărat. Tortul era adevărat. Vezi că aici trebuie să facem dreapta. Nu aici, mă. Ba da, mă, pe aici ai intrat. Da. Da, mă, și stânga dreapta. Da, da, da. Haideți, băieți mei, mergem la mașină, după ne vedem sus la mausoleu. Da, faci gura voastră. Da, mă, așa. Uite, am ești înaintea lor, pe între blocuri, pe acolo, la acolo. Da, nu mai trec un pic de jur, mă, trebuie pe autostradă. Auzi, mă, dar am și o întrebare. Până cum faci Livianu? Adică noi aveam mașina mai departe de voi și totul noi am ajuns prin, nu? Livianu. Uite, mă, dar voi plecați. Voi plecați. Ce Lamborghini? Uite Lamborghini-ul meu acolo. Unde e Lamborghini-ul? Uite-l acolo. Uite-l, mă, pe Cătă. Ce-a zis și băi Cătuțul? Uite-l, mă, acolo. Ăla e Lamborghini-ul meu. Bă, v-am promis că vi-l arăt pe Cătă, vi l-am arătat. E la fel de cuminte cum e pe live. A spart două televizoare până am plecat noi de acasă. Și... Ce trupii live? Trupii așa e, să mă rog. Ce ai, mă? Ia auziți-vă muzica.
La ce bâlci sunteți? Se auzi cea, dar băi, la ce bâlci sunteți? Ce mai suntem? Severin, bă, tu știi că m-am uitat acolo și eu gândeam, zic, mă, ce la mea, zic, să vă... Hai, bine, bine, și Suceava, de ce nu București? Păi, că stau în Suceava, cu Bătiu Suceava. Ia uite. Păi aici că stai în București, mă, Bogdan. Păi da, mă, dar stau acolo, fac fata, dar după aia mă Mi-a fost doar albastru, ia-și cum albastru. Așa mi-a scris cineva pe la evacuare. Ia auzi cu Nacru, să faci o sârbă. Nu white-ul, nu e. Da? Să faci o sârbă, auzi. Să facem Denis o sârbă? Da, le-aș șef. Nu mă, frate, mă pupți la salon, dar gen... Cine e calul? Nu mă, așa ce-a masca lui ăsta. Nu e calul. Nu e calul aici. Da, mă, dar poate... Arată-l pe Cătă. Un gen... Uite-l pe Cătă. Poate mai revenit. Da, mai târziu, da, mă, îmi dau cu mult, așa, am niște cânti. Și gen... Și cui dai în cap? 8 case, de la urmă. Așa vrut să vede pe live, nu? Da, mă, că n-are... E pe 4G, ești nebun, ești. Și eu vreau să-mi fac rost. Unde e Uță? N-avem ce trebuie. Uite aici sunt Adriane, te pup, te filmezi, apiar pe live, gata. Mulțumesc că ați venit alături de mine. Ascultă, rog frumos, să-l doar la găseală. Este prima oară, nu s-a văzut. Deci n-am cum se vedea scalpul. M-am spălat de nu știu ce m-a făcut pe plaj. Da, nu știu, e curge foarte stăpulare cum se spălă. Primele spălări, dar e spălare după scalp. Te filmești pe tine? Pe noi. Suntem forță. Ce? Suntem forță, bă, dar nu mă văd de soare, mă. Ba, mă, sunt un mic trup, arăt bine. Mașara, așa, după aia, mă. Da. Și mă pune gen... Deci mi-e pitești. Da, 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 da. Da, dar nu vă luăm, că n-avem loc în mașină. Ia zici și mie pe nume. N-avem loc, că l-avem pe demonul mare. Dacă mamă, e tank ăsta, bă. Dacă îl vedeți. Și pe lângă trupii, dacă să pun unul lângă altul, sunt 2 metri între ei. Ia uitați-i pe ăștia. Am luat și eu un nepot. Un cap jumate mai mare. Vezi, bă, ce înseamnă interesul, mă, pe tine vine de aia în brațe, pe mine n-arată. Da, mă, da, mă, da, hai, mă, să te iau, dar nu poți să te cuprind în următorii. Uite-l cum o ia în brațe, mă, uite-l cum o ia în brațe. Hai, hai, că hai, 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 E, are unul nou. Bă, ce gașcior! Ne-am prătăia mari în coară, că n-am auzit pe grabă. Ce e, Bogdan? Avem acolo... Am întârziat oră oricum. Am băut până la 6. Ai fost în recunoaștere? A fost grea. Ia uitați, măi! Hai să mergem. Uite cât. Asta e petrecerea? A fost petrecerea. Vine lumea din București, vine lumea din Severin. A venit peisajul ăsta șmecher. Multe, foarte multe persoane. Hai, mă, ce facem? Mergem să facem ceva? Dar nu mai vă să citesc asta. Domnul Cătălin Talent, toată ia, lumea cu telefonii, cu șmecherii. Băi, ce mic e Cătălin față de voi. Băi, mă, da. Mic, ce aveți de vedeți mai om? Da, dar am suflet. Da. Adică sunt om mic cu suflet mare. 44 în cameră. Ce frumos dormeai trupii aseară. Mamă, era planton, băi. Hai că dormeam un pic. Conacu s-o duce să-și mai ia niște vopsele. Da, mă, nu, să-și ia căciulă, să astupe vopselele. Unde e Lamborghini lui Cătălin? E undeva mai în spate. V-aș arăta, dar când trec acolo. Mare vlogă pe Cătălin. Băieții noștri sunt la cumpărături. Ce-s bă pomitările alea? Bă, nu-l lăsați pe acolo că l-aș cumpără. S-au bătut 10.000 nenorociți. Bă, v-am zis să nu-l lăsați acolo că-și cumpără. Deja a început să ceară. Ce-ți cumperi conacul? Și alea spocnitor ce le-a luat pe jos și... Bă, dar tu le-ai mai văzut, bă, băiatule? Bă, dar nu am mai văzut așa ceva de 10 ani. Puteți să-mi virați restul pe card? Da, așteptați. Mai așteptați. E, nici chiar. Ce cadou mi-a făcut conacul. Dă-te mă, hai de mă, pune-mi un cap frumos. Unde mă, cât i-a luat cadou, mă, gata. Și acum fuge. Bebe. Bebe era...
traumatizat era aseară. Leșinat. Nu mai bea bebe cu voi. Lasă-mă că vă prezint eu. Ladies and gentlemen, for you, today, present, Home Alone. Home Alone. Veniți după mine. This is like, we call it Romanian flags, but with davai su cablier. Davai, pizdeți. Deci, aici, pe timpul ceaușeștilor, era o zonă mult mai populată, pentru că lumea venea să, nu să facă poze, lumea venea să, să simtă, știi, gen, să trăiască momentul. Așa. Și să... În pădure pe aici se mai duceau ăștia, na, cu Magdalena, cu Dalea, da. Mie îmi dau lacrimi la acest vreau să priviți în profunzime și să înțelegeți că România este cea mai frumoasă țară din toată Europa. Pentru că noi avem și munți, avem și botezuri și... Munți? Ce-am zis, mă? Munți? Așa. Deci, I have... Eu este arab. Bă, englez, arab. Am un cetățean arab care... Salam aleikum, aleikum salam, ce faci tu? Ok, bun. Vreau să-mi spui, te rog, ce simți când vezi frumusețea asta de România? Ce simte el? El simte, face așa cum spune la voi, faci la fel așa. Faci, nu știu ce spune el. Aici la voi place mult mie, asta place mult. Aia acolo place okay, mult. Okay, okay. Asta frumos la voi aici? Nu mai știe ce spune. Și urma kebab este aici? Este, este. Facem, facem, facem. Ce părere despre căciulele noastre? O, frumos amanacum. Amanacum, sictirea, ce faci frumos? Ce zicem ăsta? Problem, problem? No problem. Paie, știi de chilpici? Stuf, stuf. No, stuf. Chilpici. Like, you put with loot and water and you put forma and build on it, you know? Kebab? Kasan, Kasan. Ah! Nu Hasan. Nu, nu turci, Hasan. Nu Hasan. Kilpic, băi, bolțar. Ah! Spune tu asta, el așa știe. E bolțar. Numai că e... Na. Uite-mă pe ea, mă. Băi. Mai băi, băi frumos. Ce faceți, mă? Băi, trebuie mergem sus acolo, vedem problem. Mai este problema acolo? Ce faci, mă, ca să-ți văd, da? Aloc, dar pentru voi surpriza astăzi, îl avem nimeni altul decât... Vino, mă, cu acel, bă, bă, taci. Salut! Ciao. Văd că te joci cu pognitori. Da. Poți vorbi, gen, poți schimba cu naționalul nostru care nu e chiar român și să spui și tu cum ți să... Vorbește cu el, salută-l pe... Salut asta, alecum și alea. Faci tu? Bine, el este stem român, mai lasă vorbește el. Se vede rău, de la spital de la Sălău. E turc. Tu ești în turc? Eu sunt libanez. Eu sunt libanez, Aminatiu. Unde este tu turc? Denis, ce crezi despre... Adică, în ce oraș? Istanbul. La puterea dragostei, bă. E Paul of Flow. Ce nu zici, frate? Toroșu, ușor. Uite, vezi ce scrie. Haideți, băi, să vedeți ceva frumos. Fanilor mei care au venit la mine ca să mă urmărească și să prindă emoții și îmi vreau să spargă o sticlă în cap. Urmează către mine. Mai zic să moară mama. Bă, dacă îl scap din lesă, știi că fug 9 km jos singur, nu? Hai că nu-l scap. Treaba, ține-l bine. Vezi că are și loc pisica acasă. Nu cred. Hai că te desfaci șampania sau ce faci? Haideți, bă, băieți. Oricum, bă, Cătălină. Manual de intru. Da, mă, da, agit-o înainte. Bă, agit-o, bă. Cătă, agit-o. Așa. Ca și cum aș face la... Băieți, azi am împlinit 34 de ani și a venit YouTuber la mine și ne-am distrat cel mai bine. Dar vă rog mult de tot, păstrați curățenia în natură. Păstrați natura în natură. Deci mamă, dă-te că poate ne dă vrunt ăla în cap. Bă, dar agită! Băi, în sus! Ca și cum îți faci laba. Bă, sper să nu mă stropezi. Dar nu da spre noi. Băi, nu spre noi, în sus! În sus! Sărea și el, s-a agitat și el. Așa!
Haide! Haide! Hai, mă! Mi-a dat ăla jos. Face de ei. Băi, nu așa. Încolo. Hai, hai, doi. Hai că trei. 34 de ani. La mulți ani, băi! Mă dă în gură, băi! Uite că sunt speriat! Fatule, că băieți! Hai! Dă-i Cătăline! Băi! Spre noi! Mamă, dacă sare topul ăla, mi-a făcut acolo și permanent! Băi! Spargi becul! Ai grijă la bec și mai mult deschide. Am nevoie de timp de vreau să bag. Bă, păi tu dacă o deschizi pe aia și o bagi la gură acum nebunești. Băi, încolo. Încolo, băi. Dar nu sparge becul. Ia, îi dai în cap la aia. Poate ser după ea. Hai, bea din ea, Cătăline. Hai, da pe cameră. Bă, ce-a zis să nu spargi becul, prostule. Bă, băi, mai ești cat. I-a căzut pe buze. Nu-mi place, nu-i Adria acolo. Nu-mi beau. Ia mă, beți o gură, că e ziua lui. Nu vreau. I-am băut Adria, nu știu. Mai costă, mă, Giniel, mai costă. Păi dați-mi o leacă, hai, dați o leacă. Nu dați. Sănătate și la mulți ani, băi. Hai, trupi. Vă salută, Cătălin Tale, băi. Iată-te, băi. Șarul! Bă, de aici... Mi se bagă ăsta în cadru, mai bine te bagi, că ești mai frumos. Normal. Se mă cu trupie. Tu! Au, te se bagă la mărăcim, băi. Băi! Mamă, cum urcăm, băi. Ia uita! Ia uitați! Efect de seră! Mamă! Ia uite, cine are 4x4 cât de urcă așa. Pe pentru voi, Cătălin Talent va executa o exorcizare cu dublu duluf pe spate. A, bă, tăceți, tăceți. Haide. Băi, băi, mă învăț eu ca la galerie, hai. O, ușor. Când e ăla pătrat să-ți dai seama, mă, da? Când e ăla pătrat să-ți dai seama că i-ai dat drumul. Bătat, bătat. 3, 2, 1, start! Cătălin Talent vă transmite jos ranga, stop violența! Of, 157 de kilometri până acasă, 2 ore și 7 minute. Ajungem la 19.35 până ne lăsăm pe băieții ăștia să face... Eu ajung la 9 acasă, mă, ca să-și pare. Bă, băieți, e momentul să facem și noi închiderea de live și vreau să vă transmit câteva chestii. De vlog, da? Și fii atent cum vă iau, dar vreau să fiți sincer cu mine, da? Bă, dar nu e asta, nici asta nu merge. Așa. Da, poți. Păi da, dar nu se vede, dar nicio treabă. Nu vreau să vorbesc numai, eu vreau să auziți așa o părere în ansamblu. Uți, e prima oară când l-ai văzut pe Cătălin, da? Și toată lumea, e prima oară când l-ați văzut, da? Inclusiv eu. Ce părere ai avut, Uți, despre Cătălin? În primul rând, e mult mai liniștit decât e pe live-uri. Și alt om, în primul rând, sincer zic. Alt om de ce? Pur și simplu, e calm, liniștit, vorbește frumos. Tu ce zici tu, Lupi? Până să-l văd față în față, practic pentru mine, nu-l suportam. Era, dar e alt om, alt caracter, alte... Bă, la mă, bă, fii atent, deci tu chiar nu-l suportai pe el, da? Tu chiar nu-l suportai. Când ți-am zis să mergem la el, ai zis că vin cu voi pentru tine, conacul nu pentru el, da? Bun. Și eu te-am văzut că m-ai luat în brațe și ai făcut boză atunci. E băiat bun. Are caracter frumos. Bă. Tu ce zici, Andrule? Bă, la mine răspunsul e puțin mai complex. Nu știu.
Eu sunt de părere că pe drum, deci eu l-am prins pe Cătălin Talent de vreo 2-3 ori pe live și prima și ultima impresie de la fiecare intrare a lui pe live a fost să-i dau ceva în cap. Monitor, tastatură, orice, îi tai internetul, pur și simplu, să nu mai aibă acces la internet. Pe drum, da, suntem tineri, suntem miștocari, am făcut un mișto, am venit cu o caterincă, dar o caterincă, să zicem, pusă pe el, așa, știi? Însă când am ajuns aici și l-am cunoscut, două secunde să ia și asta, curba asta cu 200 la oră, așa, m-am băgat că nu mai voiam să mai stau acum la ăla. Deci ăștia din spatele nostru ce zic? Ah. Mamă, dar câți-au, mamă, câți-au da. Așa zic. Să zic în continuare, după ce l-am întâlnit, nu știu, un om mărunțel, probabil nu și-a arată vârsta atât de tare, înconjurată câțiva vlogger, youtuber ce erau acolo, nu știu cum să zic, frate, să vedea fericire pe el. Să vedea fericire pe el, pur și simplu. El în sinea lui se simte nou, singur. În realitate, mult mai respectos, mult mai cu minte și n-are nicio legătură. Deci, concluzia mea finală este că tot ceea ce face are o actorie atât de bună în personajul pe care îl joacă pe live, încât te face să-l urăști pe live și să-l iubești în realitate. Eu cu Cătălin Talent m-am văzut prima și prima oară, am vorbit normal, ca niște oameni normali. A doua oară mi se pare că la fel. E a treia oară, nu, a doua oară mi-a jurat comunitatea și ne-am înjurat, ne-am făcut căcat. A treia oară, în răzbunare, mai țin minte când era la petrecerea Jacoșilor, când ziceam în pat. I-am arătat cum. E a patra oară, el s-a întâlnit cu mine, turnefă, și a vorbit frumos. Și de atunci am început să vorbim numai frumos. După, ne-am avut de vreo două ori. Eu i-am zis lui continuu să nu facă promovare, să nu-mi dea ride-uri, să nu facă nimic. E, Cătălin Talent a început după aia să vină cu ride-uri și... Bă, dacă vine cu ride-uri, măcar trebuie să-i răspund eu, nu știi, să-i mulțumesc, să-l apreciez. Cum am dus la el frumos pe live, i-am mulțumit după fiecare ride. Am luat și moderator la el pe live. Și am zis, bă, pana mea, vreau să-l cunosc pe omul ăsta, știi, și ți-a evit ocazia asta cu ziua lui. Și am zis, de ce nu, frate? Și uite-ne că ne întoarcem de la ziua lui. Am fost. Plecat Jegoș și am venit oameni. Am venit, da, am plecat Jegoș și ne-am întors și mai Jegoș, mă. De ce, mă? Am plecat, ne mâncați, ne întoarcem pe mâncați. Trupi, am mâncat două semișuri, dar Doamne iartă. Vă pup. Bine, el oricum nu consumă, mă. Cu 2 litri de apă merge 100 de kilometri. Doamne. Cam fierbe multe. N-are problemă, el e învățat cu pâinea să umplă făina. Așa că, Boș, nu, cum a zis și Andru, nu mai judecați o carte după copertă, frate, adică îl vedeți pe un om pe live și îl faceți încă fat și s-a ajuns și astea. Într-adevăr, poate face chestiile de să înjure, să se ia cu lumea, cum face pe ta, dar uite, vezi că în realitate e altceva. Dar la urmă nu putem, nici măcar 10% nu, nu putem să fim la fel toți, nu putem să fim copii la Indigo, nu putem să fim oameni la fel. Nu știu că sunt așa de concentrat la drum și vreau să ajung la casă, mă doare spatele, încât nu mai știu ce să mai zic. Vă pupă Jegosul vostru suprem. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Jegosul suprem. Luțianu se dă și lui. Eu Silvian. La Andru. Din cu underline Andru. Și la Tropi. Trupina Alin. Trupina Alin. La Naus. Noi am fost Conacu, Uțanu, Demonul și Pinaru. Și vă pupăm, vă așteptăm și la următorul live, băi.